Astăzi la ora de cripto. Astăzi s-a aprobat primul Bitcoin Spot ETF al celor de la BlackRock pentru aproximativ vreo 10 minute. Pe Twitter a circulat această știre cum că s-a aprobat primul Spot Bitcoin ETF al celor de la BlackRock, dar după câteva minute s-a aflat că este o știre fake. Dar în câteva minute Bitcoin a mers de la 28.000 de dolari chiar și până în 30.000 de dolari pe Binance. Pe anumite exchange s-a dus și până în 30.700 de dolari cu toate că este știrea fake, până mâine, cred că secul, trebuie să dea o decizie clară dacă se va aproba spotul ETF sau nu. Putem vedea ce se va întâmpla când chiar se va aproba primul spot ETF pe Bitcoin. Da? Adică Bitcoin s-a dus foarte repede în 30.000 de dolari și cred că s-au lichidat foarte mulți bani în această perioadă și longuri și shorturi. Da? Haideți să vedem cum arată toată piața. Toată piața cripto este pe verde. Anumite altcoinuri au început să urce deja 5-6%. Mergem pe Bitcoin și bineînțeles mergem pe un time frame mai mare pe daily. Și haide să recapitulăm puțin și să uh, explicăm puțin și pentru uh, cei mai începători, da. E bine, am avut un trend uh, descendent de la 69.000 de dolari de la cel all time high, da. Un uh, trend descendent se caracterizează prin uh, urcări din ce în ce mai mici, da, higher lows. Higher lows, higher lows, higher lows, da higher lows, din ce în ce mai mici și scăderi de preț din ce în ce mai mari. Da? Pac, 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 pac. Minimul acesta mai mic ca minimul acesta, minimul acesta mai mic ca minimul acesta și așa mai departe până aici. Da? Și higher uh, uh, lower lows. Lower Lows, Lower Lows, da, și de anul trecut cam din noiembrie s-a schimbat treaba, da, și de atunci avem un uptrend și vedem că un uptrend se caracterizează prin uh, urcări din ce în ce mai mari, Ur, urcări, urcări, urcarea asta e mai mare ca urcarea asta, urcarea asta este mai mare ca urcarea asta, da, Higher Highs se spun, HH, HH. HH și ați prins voi mișcarea, da? Și minime din ce în ce mai uh, mici. Uh, Coborurile sunt din ce în ce mai mici. Adică coborârea asta este mai mică ca și coborârea asta, coborârea asta deci este puțin mai mică decât coborârea asta. Uh, uh, lower highs. Lower highs, lower. Uh, higher lows, pardon. Higher lows, higher lows, higher lows, da și așa mai departe, da? teoretic de uh, anul trecut suntem într-un uptrend. Bun, cam asta trebuie să vedeți voi dacă suntem într-un uptrend sau dacă sunteți într-un downtrend tot timpul când analizați o, o criptomonedă sau un asset sau ce vreți voi. Mergem mai departe și putem vedea că am avut o mișcare abruptă de la începutul anului iar de ceva vreme suntem în acest range uh, și acest range din acest range aici. Practic din martie, cred că de vreo 200 de zile, de vreo 210 zile de aproximativ 210 zile jonglăm între 25.000 și 31.000 de dolari. Și putem vedea că ultima dată când Bitcoin a spart rezistența asta de aici. Ultima dată când a spart rezistența pe Daily s-a dus foarte mult în sus, da. Instant a urcat vreo 17% până în 20%. E bine, în aceste momente Bitcoin este la aceeași rezistență, da? Putem pune aici aceeași rezistență, uh, oricum și pe week și pe body, oricum putem vedea că Bitcoin sparge această rezistență după această știre fake cum că s-a aprobat primul spot ETF, dar Bitcoin ar putea repeta istoria. Bineînțeles, istoria nu se repetă tot timpul, nu vom urca instant în sus. Cert este că cred că vom avea o mișcare în următoarele săptămâni din acest range. Din acest regi în care suntem din martie. Adică trebuie să vedem o direcție mai clară, da? deoarece de obicei Bitcoin iasă uh, din aceste uh, acumulări. Și trebuie să vedem dacă Bitcoin va testa încă o dată 32.000 de dolari. Și nu uitați că până mâine se va. Uh, secul trebuie să dea o decizie clară asupra spotului ETF pe BlackRock. Și sunt deja anumite voci care spun că se va aproba spotul ETF. Vă spunem că. Este doar o, o chestiune de timp până se va aproba. Dar când vor oamenii mari să se aprobe, se va aproba. Până atunci trebuie să așteptăm. Dacă se va aproba spotul ETF, dacă vor să se aprobe, Bitcoin ar putea să meargă foarte repede spre 32.000 de dolari. Dacă se întâmplă ceva negativ în următoarele săptămâni, atunci Bitcoin ar putea să meargă sub 25.000 de dolari, dar vedem că 25.000 de dolari a fost un uh, prag foarte bine ținut, 25.000 de dolari. Și atunci, dacă uh, va sparge această este în următoarele zile și vom închide pe daily peste 28.000 și vom merge puțin mai sus, atunci ne putem gândi chiar și la 32.000 de dolari. În consecință, dacă spargem și nu reușim să, se me să ne menținem, mergem spre 25.000 de dolari. Și dacă dăm un zoom uh, mai uh, mai apropiat, dăm un zoom in, ștergem această, acest uh, dreptung, putem vedea că Bitcoin nu a reușit în ultimele zile să treacă foarte mult de 28.000, adică a coagulat cu zona de 28.000, dar nu a reușit să treacă de 28.000 de dolari. Putem pune și în felul următor, linia de suport, și linia de rezistență. Și putem vedea, hai să punem pe închidere, cam pe aici, să șterg această linie să o vedem mai bine. Putem vedea că pe Bitcoin, pe daily, se formează și un ascending triangle. De obicei, ascending, ascending uh, triangle este un pattern de continuare a trendului, adică dacă vedeți un astfel de tipar într-un uptrend, de obicei ar trebui să fie spart în sus. Dar noi, uh, acest ascending triangle la noi uh, apare într-un downtrend, deoarece trendul este descendent înainte de formarea acestui tipar. Da? Teoretic, ar trebui să mergem în jos. Asta ne spune analiza tehnică. Este un tipar de continuare a trendului și ar trebui să continuăm trendul în jos. Da? Dar, bineînțeles, niciodată nu ne putem baza doar pe asta. Noi trebuie să așteptăm confirmări, și anume ca Bitcoin să închidă prima dată pe 4 ore peste această zonă de rezistență, să avem volum pe ieșire și să ne menținem peste 28.000 de dolari. Prima dată pe 4 ore, iar mai apoi pe daily. Sau invers, de aici să mergem în jos, sub linia de suport, la fel cu volum, să ieșim în jos pe la zona, de la zona de 27.400-27.500, să ne menținem pe 4 ore și mai apoi pe daily și după aceea se confirmă downtrend-ul. Da? Deci suntem în fața unei mișcări destul de interesante pe Bitcoin și targetul ar trebui să fie următorul. Dacă mergem în partea superară, dacă mergem în sus, targetul ar trebui să fie undeva spre 31.300 de dolari, 31-32.000 de dolari. Dacă mergem în jos, targetul ar trebui să fie undeva spre 24.300 de dolari. Da, mare atenție, Bitcoin este, pe, este în mișcare. Mergem mai departe, S&P-ul, sunt long pe S&P 4372, bursa americană, vă spunem că a salvat acum câteva zile foarte bine suportul și S&P-ul arată destul de bine. Mergem pe S&P, da? S&P-ul la fel, din octombrie, vedem că S&P a făcut bottom în octombrie, Bitcoin în noiembrie, da? Deci piața cripto are un pic de lag față de piața bursieră. S&P-ul este tot într-un uptrend de atunci și la fel, S&P-ul când sparge rezistența pe daily merge foarte bine în sus când sparge rezistența S&P-ul merge foarte bine în sus, da? Și în aceste momente S&P-ul se apropie de următoarea rezistență, care este undeva la 4434 și teoretic ar cam trebui să teze, testeze în următoarele săptămâni această zonă, cred că chiar și în ultim, următoarele zile 4420-30 și puteți tranzacționa S&P-ul și Nasdaq-ul pe Prime XBT folosind link-ul din descrierea videoclipului. Și atunci dacă S&P-ul va sparge această rezistență și cripto va sparge următoarea oare rezistență și va merge spre 30.000 de dolari. Mergem mai departe Nasdaq, cu Nasdaqul 15.200 arată foarte bine și Nasdaqul este mai aproape de această rezistență decât S&P-ul, da? Și dacă nasdaq va sparge mai repede această rezistență, ar putea și S&P-ul să spargă rezistența, da? Deci așteptăm, vedem că și atât piața cripto, cât și S&P-ul, cât și Nasdaq-ul sunt la niște zone importante. Și dacă o să spargă și NASDAQ-ul aici astăzi, mâine, poimine, ar trebui să spargă și uh, S&P-ul. Așteptăm și pe nasdaq o ieșire de aici. Uh, este foarte bine că dsi este în scădere, 106,4% în aceste momente, dar dacă va închide pe roșu astăzi, mâine, înseamnă că a retestat linia de tren din iulie, a început să meargă foarte bine sus din zona de 9.900 100 de s-a dus chiar și până în 107, dar aici dacă cu capul, vă spuneam că orice urcă atât de vertical, va și scădea la fel de vertical, poate nu chiar așa vertical, dar, dar va scădea. Și în acest momente putem vedea că DXY a retestat cu succes rezistența anterioară și de aici ar trebui să meargă în jos. Și dacă va merge în jos, toate aseturile ar trebui să meargă în sus. Dominanța 51,65. Putem vedea ce s-a întâmplat cu dominanța pe, pe această știre fake. S-a dus chiar și până în 52,45. Și să nu uităm că dacă Bitcoin va urca agresiv sau va scădea agresiv de aici, orice s-ar întâmpla, altcoin o să fie cele care o să sufere. Deci mare atenție la altcoin în perioada următoare. USDT.D este în scădere. 7, 8, 5. asta este un lucru foarte bun. Vă spuneam, când urcă USDT-ul punct de piață cripto scade, când scade USDT punct de cripto urcă, deoarece banii vin în piață și banii ies. Cam asta este principiul și în acest momente banii intră în piață, USDT-ul punct de ies într-o ușoară coborâre. Adevăratul scenariu bullish se va activa când va trece de 7.40 acest USDT.D. Mergem rapid și pe câteva altcoin Egold s-a încercat un pump pe Egold care a fost vândut foarte repede. Egold a, a ajuns chiar și până în tre aproape 30 de dolari, 29-30 de dolari, dar în acest moment este la 25 de dolari. Și pe Eagle nu prea sunt foarte multe de spus. Se încearcă apărarea zonei de 20-21. Vom vedea dacă ține, vom vedea ce se va anunța la conferință. Uh, și încă este în interiorul acestui canal descendent. Da? Ar trebui să atace partea superioară când totul va deveni verde pe piața cripto, adică zona de 30-35 de dolari, când toată piața cripto o să urce. Mergem mai departe Solana. Solana la 23-39, de obicei când toată piața urcă, Solana este cam acolo între primele altcânuri. Chiar Solana se menține foarte bine în acest bear market, La câte a avut pe, la câte minus a avut acest proiect în acest bear market, Chiar și cu căderea FTX-ului și la media research. Dar Solana este la rezistență în aceste momente. Da, la fel. Așteptăm pe 4 ore confirmare, iar mai apoi pe daily ca să intrăm long pe Solana. Solana este la rezistență și următorul target ar trebui să fie dacă ne aștept Fibonacci, dacă închidem peste 24,72, următorul target ar trebui să fie 26,49, 29 și 32 de dolari. Mergem mai departe și pe link. Pe link nu prea sunt foarte multe de spus. Link este tot acolo din mai anul trecut. Ia din mai anul trecut se întâmplă o acumulare destul de îndelungată de pe link. De aproximativ 500 de zile orice s-ar întâmpla în piață, LINK face basos la 8-9 dolari, ba jos la 5 dolari, 8,9, 9 5 dolari, 8-9, 5 dolari, 8-9, 5 dolari. Este într-o acumulare îndelungată aici, cu ceva preluare de lichiditate aici, dar sunt foarte curios în ce direcție o să meargă LINK de aici. Da? De obicei, după astfel de acumulare de 500 de zile, ieșirea ar trebui să fie foarte explozivă. Da? Când totul pare că nu se mișcă și că se mișcă doar în lateral, ieșirea ar trebui să fie foarte explozivă și sunt curios când se va întâmpla acest lucru. Poate după 600 de zile o să vedem când o să iasă link din această acumulare. Mergem mai departe și pe RNDR, pe bani. Se evoluează foarte, foarte bine. Putem vedea că și de la începutul anului, când toată piața a urcat, de la 30 de cenți, 40, a urcat până în 2,12. După aceea a scăzut până în 90 de cenți, după aceea din nou 2,80. Și în aceste momente RNDR a spart din nou rezistența acum câteva zile și hai să vedem următoarele targeturi pe RNDR. Dacă ar închide ziua astăzi, mâine, peste 1,9, 1,89, peste 1,9, Următorul target ar trebui să fie 209, 230, 230 ar fi următoarea rezistență foarte, foarte importantă și 257 ar fi 0786 pe Fibonacci. Și RNDR evoluează bine și în paritate cu Bitcoin. RNDR Bitcoin arată chiar foarte bine, da? și pe daily, și pe 3 zile arată chiar foarte bine. Este la un aproximativ doar 115-120% în comparație cu Bitcoin să ajungă la un nou all time high pe Binance. RNDR se menține foarte bine în aceste momente și vă spuneam că uh, uitați la aceste proiecte care se mențin foarte bine în aceste momente, uh, în paritate cu Bitcoin, RNDR, USDT, uh, care se mențin foarte bine în paritate cu Bitcoin, deoarece acele vor urca, acele monede vor urca foarte mult când piața cripto o să urce. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că a fost de folos acest videoclip și vă mulțumesc de fiecare like și de fiecare comentariu. Pe data viitoare.